Gol, Dumnezeu. Erai dormit pe canapea? Am citit ceva și am adormit. 5-8 la rând? Pe bune? Nu m-am dat seama. Mama a plecat. Nu-i faci tu ceva de mâncare? Hm? Omletă a la pop. Ce zici? Ok, bine. Spaghiole. Și op, 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 op. Ah, pardon, dar e bine. Ai văzut eu... așa să sparg ouă, l-ai văzut? Da, ai văzut, așa. Nu poți fac așa cu mingea. Cu mingea? Și o spargi? Hai, hai, dinamic. Așa. Au, ce mă spare cap. Bună dimineața, domnule șofer. Și poți să vii la școală și cu mama, să vă arăt și vouă pe terenul de sport. N-ar fi super? Cu cine să vină, mă? Ei vreți să încertați. Poftim? Poftim. Ce mă înțelegi? Mama și cu tata să încertați. Tu pe ce dracu lume trăiești? Parcă ești prost. Ana, vorbește frumos. Uite, mă, nu vezi aștept muturile. A dormit aici, fiindcă să încertați. E adevărat, tata? Divorțați? Pentru că dacă divorțați, eu nu o să mai stau cu voi. N-am chef de scandalurile voastre. Ana, oamenii se ceartă, se mai și împoacă, da? Da, da. Auzi? Mi-aduc aminte că visai să te faci gastronom, să ai propria ta școală de gastronomie, erai vesel, găteai tot timpul. Unde s-au dus toate astea? S-au dus, dracu. Sau și mă gândesc ce ai făcut de ei. Cu siguranță o măgărie, cum faci tu de obicei. Da, uite ce e măgărie sau nu, asta e treaba mea. Sunt tatăl vostru și ceea ce se întâmplă nu schimbă nimic. Clar? Da, să trăiți, da. Ana, tata spunea să te ferească Dumnezeu de judecata copiilor. Și avea foarte mare dreptate. Mâncați un oraș. Pa! Pune și mie un sandwich. Nu al meu. Mulțumesc. Hai, stai liniștit că o să ne descurcăm noi.